Hello! Ce mai faceți voi? Păi, pentru că nu ne-am mai văzut de ceva vreme, de vreo săptămână și două chiar. Eu zic să vorbim despre cărți azi. Și vom vorbi despre ce cărți am mai citit eu. Despre ce am de gând să citesc. Și despre ce cărți am abandonat, că nu s-a putut altfel. Și facem o schimbare. Nu mai stau la birou să vă arăt cărțile frumos în mână, ci vă plimb prin rafturi. Adică facem și un fel de bookshelf tour, ceva de genul ăsta. Deci, practic, clipul de azi este un reading update cu un bookshelf tour combinat. Și eu zic să întoarcem camera și să ne apropiem frumos, frumos de rafturi, încet, încet. Așa, cu ocazia asta, vedeți și mai mult din camera mea. Dar eu zic să trecem la cărțulici, pentru că despre ele este vorba. Și aici avem unul dintre rafturi. Și eu zic să începem cu ce am abandonat de pe raftul ăsta. Și prima carte abandonată este James Joyce Ulysses. Ea este. Arată așa. Nu mai scot de tot în raft, că intră greu. Am mai filmat o dată clipul ăsta și m-am chinuit. Bun, dar nu mi-a plăcut mai și clipul și l-am șters. Așa că sperăm că din a doua încercare ne iese bine. Bun, deci la Joyce renunț pentru că am învățat comentariul de-o mea ieșit pe nas. E plicticos ca naiba. Iar cartea este imensă, are 900 și ceva de pagini și chiar n-am chef să citesc 900 de pagini de Joyce. Așa că, deocamdată, este abandonată. Iar altceva ce am abandonat. Revenind, cartea este apărută la Penguin Modern Classics. Nu mă mai uit să văd exact când a apărut, dar cred că a apărut până anii 90, că știu de la celelalte trei din aceeași serie că sunt apărute de mult. Bun, altceva ce am abandonat este Yokai Moru Kreishori. E aceasta. Haideți să încercăm să o scoatem un pic de aici, să se vadă măcar coperta. A apărut în 1955. O ediție românească, ediția română. Cartea fiind a unui autor maghiar. Stilul este foarte arhaic. Este genul acela de povestire în care se descriu foarte mult detalii. Se insistă foarte mult pe detalii și este narațiune din aia extrem de plicticoasă. Nu știu, cei din generația mea de un 35 plus, așa, poate vă aduceți aminte povestirile alea din manualele de școală. De diversi autori, mai mult sau mai puțin obscuri, care erau extrem de plicticoase. E, cam în genul ăla. Cam în stilul ăla de literatură din anii 50. De te plictisești, dar nu mai poți. Bun. Cam atât cu abandonurile de pe raftul ăsta. Ce am mai abandonat, nu mai am. Pentru că mi-a plăcut atât de mult încât am dat-o. Am zis că trebuie să scap de ea, că nu se poate altfel. Este Jurnalul pieziș al lui Dan C. Mihăilescu. Omul îi laudă și lingușește atât de tare pe niște unii, încât mi s-a făcut greață. Am citit un sfert de carte. Și am dat-o unei prietene zicându-i: ia-o, dă-o, fă ce vrei cu ea, aruncă-o pe foc, eu nu mai vreau să o văd în viața mea. Și să mai citești ceva de Nenea Mihăilescu, pentru că nu se poate. Adică, dacă vreți să muriți de greață, citiți-o și voi. Nu vă zic pe cine lingușește, că n-am chef de politică la ora asta, dar lingușește un fost prim-ministru, prim-sinistru, zicând că ce om bun a fost și că e o persoană extraordinară, dar toată lumea știe că a dus țara de gardă, adică din asta. Bun, haideți să trecem la ce am mai citit de pe raftul acesta și pe urmă să
vă povestesc ce am de gând să citesc de pe raftul ăsta. Ca să terminăm cu el și să trecem pe urmă la celălalt raft. Bun, ce am mai citit și motivul pentru care am șters clipul este că am uitat să vă povestesc lucruri despre cărți. Păi, am mai citit de F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. O românește Marele Gatsby. Cartea, vreau să zic că mi-a plăcut foarte mult. Ea portă la Penguin Modern Classics, 1900 toamna. Sau 2000 toamna, ceva de genul ăsta. Oricum e o ediție destul de vechiuță. Cartea foarte bună. Chiar mi-a plăcut. Într-adevăr, literatura americană de secol 20, din anii 20, se citește destul de greuț. Aceeași chestie a remarcat-o și la Ken Kesey, că a fost destul de greu de parcurs cartea. Dar subiectul foarte bine dezvoltat, cartea foarte bună. Recunosc că de la Fitzgerald mi-a plăcut cartea încă de când am învățat comentariul. Și am decis că vreau să o citesc neapărat. Și nu m-am înșelat, chiar este foarte bună cartea, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Cred că i-am dat ori 4 stele, ori 5 pe Goodreads. Nu mai știu exact cât, cred că 4 i-am dat, pentru că totuși e destul de greu de citit. Mai departe, George Orwell, 1984. Cartea foarte, foarte bună, mi-a plăcut mult. La fel, cred că am dat ori 4 ori 5 stele pe Goodreads, pentru că la fel ca și cealaltă este destul de greu de citit și aceasta. N-ar fi chiar din aceeași perioadă, adică om a scris undeva în anii 60 despre anii 80. Nu, a scris undeva în anii 40 despre anii 80, ce-și imagina el că ar putea fi în anii 80. Ținând cont de faptul că la guvernare în Marea Britanie veniseră laburiștii și el își imagina că în anii 80 ei vor avea o societate de tip totalitar. Nu vă zic mai multe că dau spoilere. Cartea este foarte, foarte bună. Merită citită. Tot de la Modern Classics, de la Penguin. Ceeași ediție mai vechiuță, anii 2000, 90 și ceva 2000. Și mi-a plăcut foarte mult, cum la fel foarte mult, dar nu i-am dat 5 stele pentru stilul de scriere, pentru că a fost greu de citit. Este One Flew Over the Cuckoo's Nest, de Ken Kesey. Bună, bună carte, adică subiectul foarte bun, destul de încâlcit scris. Adică nenea Kesey cred că putea să facă o treabă ceva mai bună de atât, dar cam ăsta era stilul în care se scrie atunci în America, adică v-am zis, cum am observat și la Fitzgerald, cartea e scrisă tot în anii 20. Anii 20 ai secolului trecut. Dar mi-a plăcut. Adică dacă ar fost ceva mai fluidă narațiunea, i-aș fi dat 5 stele. Dar așa a luat doar 4. Bun. Da. Cele 3 cărți mi-au plăcut foarte mult. Am zis, la Joyce am renunțat. De aici, ce am mai citit? Carte foarte, foarte bună. O recomand oricui vrea să citească ceva istorie a creștinismului. Și anume, am scos-o până la urmă din raft, este vorba de Epoca Întunecării, de Catherine Nixie. Este vorba de o istorie a felului în care creștinii și creștinismul au contribuit la distrugerea civilizației antice, în primul rând romană și greacă. Cartea a apărut la Humanitas în 2019. Foarte, foarte bun, i-am dat 5 stele din 5 pe Goodreads. De remarcat că, dați așa că mi-am morțit mâna. De remarcat că dacă voi sunteți foarte bisericoși, n-ar fi bine să o citiți, pentru că s-ar putea să nu puteți să credeți de fapt ce scrie în carte și să relaționați cu textul. Adică vi se va părea frustrant să citiți despre niște părinți ai bisericii creștine timpurii care au fost de acord sau care eventual nu au știut
că în numele credinței se întâmplă niște abuzuri. Abuzuri destul de mari, adică, na, dacă păgânii sau na, cei de altă credință i-au abuzat pe creștini la un moment dat, creștinii au abuzat și mai mult. Și consider că este relevant și că este important să ne asumăm lucrul ăsta, că și în numele credinței noastre s-au întâmplat niște atrocități, adică au murit oameni, au fost distruse bunuri de valoare, adică chiar merită citită cartea. Dacă vreți să aflați mai multe, nu vă spun mai multe detalii, că înseamnă să dau spoilere. Și cam asta e ce am citit de pe raftul acesta. Haideți să vă spun ce vreau să citesc de aici, ca să trecem la celălalt raft. Păi, că tot stăm în colțul ăsta, am de gând să citesc Cuvinte care vindecă de Nance Gilmartin. Sau Gilmartin, nu știu exact de unde este doamna. Este o carte de psihologie practică. Cartea se numește Cuvinte care vindecă sau ce poți spune când nu știi ce să spui. Practic se referă la ce să spui în situațiile alea în care trebuie să consolezi pe cineva și nu prea ai cum. Da, e de mult pe lista de lectură și am de gând să o citesc. Mai vreau să citesc Dacă dragostea ar putea gândi de Alon Gragi. Cum să-ți folosești mintea pentru a-ți ghida inima. Așa era să cadă. Cele două sunt de la editura 3 din colecția Psihologie Practică. Iau niște ediții mai vechi. Niște ediții de prin anii 2008-2009, cam așa. Am văzut că le-au reeditat și că arată altfel acum, dar sunt aceleași cărți. Ce mai vreau să mai citesc? Vreau să citesc Memoriile principelui Nicolae Șuțu, mare logofăt al Moldovei, apărută la editura Humanitas, care arată cam așa. Mai vreau să citesc jurnalul din vremea ocupației al lui Vasile Cancicov. Aici avem primul volum. Și aici avem volumul 2, nu-l mai scoatem. Și vreau să mai citesc Louis Bassett, Războiul unui slujitor devotat. Jurnal inedit al secretarului regilor Carol I și Ferdinand I. Cartea arată așa. Cele trei sunt din colecția Jurnale. La fel ca și, oarecum la fel ca și Memoriile principelui Nicolae Șuțu, care este din, da, din Memorii și Jurnale. Deci aici este jurnal și aici Memorii și Jurnale. Și trecem la raftul celălalt. Ok. Haideți să mergem pe raftul ăsta și să începem cu ce cărți am abandonat. Știu că nu vi le-am mai arătat. Dar, adică nu v-am mai arătat-o, că e vorba de o singură carte de aici. Dar nu am putut să o citesc, am încercat mai de mult. Este vorba, așa dau la o parte. Este vorba despre Floarea întunecată de John Galsworthy. Așa, dacă am scos-o e aceasta. Este cea apărută în colecția Nobel de la Jurnalul Național. Am citit cam jumătate din ea și nu merge. Descrie foarte multe, greu de digerat, nu știu, poate o să termin la un moment dat, dar deocamdată este în abandon. Și să încercăm să o punem frumos la loc. Sau mă lăsăm deoparte și poate le pun. Ce am mai citit de peci? Că, vansa, aceea a fost cu abandon. Am citit Gisela Iachina, Zuleiha deschide ochii. O carte foarte bună, căreia i-am dat 5 stele pe Goodreads. Mi-a plăcut foarte mult. Este o carte care merită citită. Ar trebui citită de oricine. O lăsăm în spate. O altă carte foarte bună, dar care are niște probleme de tehnoredactare, este Maniere digitale de Victoria Turk, apărută la Baroque Books and Arts. Eu i-am dat 5 stele de am dat pentru felul în care
cartea este scrisă de către scriitoare, adică pentru conținutul cărții, nu pentru felul în care este redactată. Pentru că lipsesc prepoziții, lipsesc cuvinte de legătură în unele fraze. Adică se vede că n-a prea fost corectată. Adică cred că a fost tradusă și dată către tipar fără să mai corecteze cineva, să mai uite peste manuscris. Dar cartea foarte bună, adică conținutul foarte bun, informația foarte utilă. Practic se referă la felul în care trebuie să ne purtăm pe rețelele de socializare, cum să scriem un mail, cum să ne comportăm pe grupurile de Facebook, de WhatsApp, de cum să nu trimitem mesaje la două noaptea pe WhatsApp, cum să, adică cam ce presupune buna cuvință în mediul online. O altă carte foarte, foarte bună, care mi-a plăcut foarte mult, este Becoming de Michelle Obama. Haideți să vă și arăt. A apărut la Crown in New York în 2018. Cartea mi-a plăcut foarte mult, i-am dat 5 stele pe Goodreads. Îmi place foarte mult stilul de scriere al lui Michelle Obama. Eu am vrut neapărat să citesc ediția în limba engleză. Motiv pentru care, cadou de ziua mea, mi-am luat cartea și jurnalul. Au fost într-adevăr mai scumpe decât cele în limba română de la Litera, numai că eu am vrut originalul. Am zis, dacă tot cunosc limba engleză, vreau să citesc în original, nu ediția tradusă, pentru că vreau să văd ce a scris Michelle Obama, nu ce a, și ce a gândit Michelle Obama, nu traducătorul. Așa că este o carte pe care o recomand să fie citită de oricine. Cartea mai vine, eu l-am cumpărat separat cu acest guided journal care se numește Becoming a Guided Journal for Discovering Your Voice by Michelle Obama, care este practic un jurnal ghidat cu întrebări, cu citate din carte, dar îți dă și spațiu să scrii practic povestea ta ghidată de schema conform care a fost scrisă cartea. Haideți să vi-l și arăt cum arată. Este cam așa. Și a recitat din carte, întrebare. Acolo scrie, have you ever felt subject to a cliché? How did you react? Adică dacă ai fost subiectul unui clișeu, cum ai reacționat? Alte întrebări. Spații unde să scrii tu ce consideri, locuri unde poți să faci listă, ceva de genul list 5 favorite family dishes, adică 5 rețete de familie care îți plac ție foarte mult. Un alt citat, alte întrebări. Începe cu I am becoming, prima pagină unde poți să scrii numele tău. Și mi-am scris numele, iar la final, de fapt și la început și la sfârșit, sunt aceste coperți interioare unde găsești cuvinte motivaționale, gen brave, passionate, kind, creative, thoughtful, strong, happy, curious, grateful, inspired, honest și open. Și cam asta este tot jurnalul. Eu nu l-am completat, încă urmează să-l completez, dar trebuie să am răbdare pentru el. Că deocamdată nu am. Ce am mai citit și mi-a plăcut foarte, foarte mult? Am mai citit Aventurile lui Robinson Crusoe și o varietam altceva. Nu mai scot de aici. Este o carte destul de plicticoasă, i-am dat vreo 2 stele pe Goodreads. Dar nu mi-a plăcut. Și am mai citit Ferestre din București. Carte construită de Cătălin de Constantin. Haideți pe asta să vă arăt, pentru că este foarte frumoasă. Interesant, astea au fost cărțile care au aterizat pe pat. Așa, să vezi cele de lumea. Jup. Așa. Cartea, practic, conține imagini și povești. Dar, până una alta, să vă povestesc un pic despre ea. Care este faza cu construitul? Practic, acest domn Cătălin Constantin a realizat niște fotografii
și și-a rugat prieteni, cunoștințe, colaboratori, colegi să scrie câte o poveste pentru fiecare fotografie. Le-a dat aceste fotografii cu ferestre ale unor case vechi și i-a rugat pe oameni să scrie o poveste reală sau nu. Și sunt diversi oameni, diverse personalități din cultura românească contemporană care au scris diverse lucruri. Și cartea începe cu poveștile, încep aici. Continuă pe fiecare pagină. Scriitori, istorici, arhitecți, actori, medici, antropologi, pardon, jurnaliști, personalități de profesii diferite au imaginat pentru o fotografie pe care și-au ales-o o poveste. Cartea este apărută inițial în 2015 și ediția a doua, adică aceasta, în 2019. Și arată cam așa. Adică aveți, spre exemplu, o pagină cu fereastra și poveștile alături. Ca și aici. Ca și aici. Și aici, uitați cât de frumoasă este. Aceasta este preferata mea. O poveste de Florentina Hoșbotă. Iar la final, pe ultima pagină, aici avem cuprinsul cu toți oamenii, fiecare cu ce se ocupă. Aici avem o altă fereastră. Și sub ea scrie, cititorul este invitat și el să scrie și i s-a lăsat o pagină liberă. Adică, practic, noi avem o pagină liberă pe care să scriem o poveste despre fereastra respectivă. Așa. Și cam asta ar fi cu ferestrele din București. Ce cărți am mai citit? Și la fel, nu vă scot pentru că n-are sens. Că v-am arătat-o în clipul trecut, William Golding, Împăratul Muștelor. O carte foarte bună în care eu n-am crezut și care chiar își merită premiul Nobel pentru literatură. Chiar merită citită, este acordată la Humanitas, nu mai știu când, nici nu o scot să mă uit. Dar merită, indiferent ce ediție găsiți, este foarte bună de citit. Ce am de gând să mai citesc de pe aici? Păi, am de gând să citesc Gestapo de Sven Hassel. Nu le scot, sunt cele de la Adevărul. Bănuiesc că le știm cam cu toții cum arată. Mai am de gând să citesc Spre Far de Virginia Woolf. Aceasta ar mai fi. Și mai am aici Castelul de Franz Kafka, pe care aș vrea să-l citesc. Mi-a plăcut foarte mult procesul și vreau să citesc și Castelul. Ce mai vreau să mai citesc? Vreau să citesc această istorie mondială a comunismului. Eu am primele două volume, urmează și volumul 3 de Thierry Walton. E o carte de istorie. Da, mă apuc de istorie contemporană, mi s-a făcut așa un dor de istorie cum se poate. Și ce aș mai avea de citit, deși eu le-am trecut ca citită pe Goodreads, pentru că sunt foarte mari și doar am apucat să le răspoi, să citesc câteva articole din ele, dar n-am citit tot. Această Fashion, The Ultimate Book of Custom and Style, așa. Acestea mi le-am luat cadou de Crăciun. Și Face Paint, The Story of Makeup de Lisa Eldridge. Carte foarte bună. Amândouă sunt foarte bune, deja le-am dat cele 5 steluțe pe Goodreads. Pentru că am reușit să fac o idee despre ele, dar nu le-am citit în integralitatea lor. Și cam asta ar fi tot. Deci așa arată răftuletele. Ce citesc acum? Că am uitat să vă arăt. Citesc The Portrait of a Lady de Henry James. În română ar fi Portretul unei doamne. Să mă vedeți și pe mine. Au mâna. Cartea este bunuță, subiectul este bun, doar că e destul de încălcit scris, na. Literatură de secol XIX, destul de plicticoșică, așa, nu cred că e 5 stele pe Goodreads, cred că dau doar vreo 4. Dar mă chinui, am ajuns dincolo de jumătate, adică
cam... Bine, pe Goodreads am mai puțin de 50% pentru că ei au listat-o cu 768 de pagini, având 718 de fapt. Și atunci, eu, deși am trecut fizic de jumate, practic mi-apar 47%. Dar... încerc să o termin. Și după ce o termin, mă apuc de ce v-am arătat acolo. Niște istorie. Bine, aș mai vrea să-mi cumpăr de Gizela Hina și Copiii de pe Volga. Aș mai vrea să mai iau niște cărți. Dar până atunci, în plan sunt cele pe care vi le-am menționat deja. Bun, în speranța că v-a plăcut clipuletele. Hai să trecem la lumină. Eu vă pupic. Și ne vedem data viitoare. A, nu uitați, dacă v-a plăcut, dați și vă un like clipului. Dați un subscribe canalului. Și ne mai vedem. Bye!